Bună ziua, dragi, bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Iată, Mihai, mi-aș fi dorit să fii și Gavrilă, nu? Gavrilă, da. Sau Gabi? Cum îi zici? Gabi. Hai să zic Gabi, gata. Și Gabi aici lângă noi. Din păcate, nu se pare câteva albine, dragilor, și Gabi umblă acum, stă pe la urgență, plânge pe acolo, că are mâna umflată. Dar apicultor va defini, să spun de ce. Pentru că e normal să fie așa. Mâna se umflă la 4-5 înțepături la început, n-ai antrenament, nu se poate altfel. Și mie mi s-a întâmplat asta la început. Amintesc, copil fiind prin, de acolo, pe, mă rog, am avut acasă și nu se putea să nu primesc câte o înțepături. Și mi-amintesc că aveam câteodată câte o mână cât dulapul, așa, abia o târie, sau piciorul, abia le ducea într-o mine. Mi-a arătat el mâna acum și zicea, domnul, dar zice, zvâcnește așa, e presiunea asta care îi a sângelui, cum veninul care a produs această transformare neplăcută, să zic așa. Ei bine, aici, dragi doriate, am început lucrarea de acolo, încercăm să mai facem niște lucruri și mă surprinde un lucru pe care trebuie să-l discutăm. Aici avem situația unei mătcuțe care s-a trântorit. Marcă trântorița. Ce se întâmplă, Gabi? Deci, vezi, celulele sunt exact numai de... De trântor, de, da. Nu, celulele sunt aici de albinuțe normale. Așa. Dar, în mod normal, când matca intră aici, o să căutăm, să vedem dacă o găsim, când matca intră, perișorii de pe abdomen sunt cei care, nu, ating pereții celulei și ar trebui să dea un semnal spre spermatică și în felul ăsta un spermatozoid să plece, dacă mai există. Dar se pare că spermatica este goală, fiind epuizată, rar și rar, dacă se mai întâmplă, să mai plece câte, să mai fie pe acolo printr-o vreun colț, vreun spermatozoid. Mă gândesc, parcă la asta ar fi un pic mai joasă, la asta ar fi mai joasă, dar majoritatea sunt celule de trântor, da? Deci vezi ce face albina. Ea simte că aici are un, iată asta de albinuțe, vezi? Da. Celula asta, aceste trei aici sunt de albinuțe, sunt mai joase față de asta. Deci ea simte când e vorba de un ou nefecundat și atunci suflu de bărbat simte și crește în înălțime, n-are ce face. Normal, celula mai mare, ți-am arătat, uite, da, celula de trântor, da, aici. Mai, da? Mare în diametru. Mai mare în diametru, da. Iar are latura, hexagon, hai să nu zicem diametru. Latura hexagonului e mai mare decât în cazul celulei de albină. Iar masculii care sunt aici, care ies de aici, sunt și ei, funcții de spațiu astea, sunt rebegiți, uite, sunt așa, mai subțirei, mai... Nu sunt masculi de... valoare, da? Feroce. Da, nu. Ăștia pierd ritmul. Știi cum în perecherea se face în aer și se formează o cometă așa de 70-80 de trântori? Matca trece pe acolo, prin zona ei, stau la o șeptică acolo pe frunze, stau, ies când e cald și frumos, stau tolănii și așteaptă să vină o matcă care să trecă pe acolo. Ei bine, matca care îi caută, trece prin zonă, îi alertează, e așa, datorită mirosului specific, atunci pleacă grupul așa de masculi, fiecare au mâncat bine, dacă cumva se întâmplă să fie din familii care, mă rog, așteaptă să fie, să iasă mătcuții de acolo și să iasă la împerecheat, masculii sunt hrăniți special, deci de albinuțe. Îi alege albinuța cei mai viguroși, mai puternici. Ei bine, vreau să zic că cei 70-80 așa se formează o cometă că după aia și ea leargă și ea fuga și ei fuga și ea fugă și se face selecții. Boșorogii, cei care sunt cu defect, rămân la urmă. Practic se face selecția naturală, sigur, și rămâne cel mai puternic. Exact. Ba mai mult, dacă matca are un ochi de apă pe acolo, pe împrejurări, ducem picaș și ăștia mai la coadă nu văd. O parte din ei mai întorc repede după matcă. Celalți care nu au frâna bună, se duc și neacă. Deci îi neacă și se face selecție în continuare. Deci este extraordinar de interesant.
Așadar, deci așa asta este o matcă, o să o vedem, o să o găsim poate, care s-a epuizat și noi trebuie să luăm o măsură. Eu ce hotărăsc să fac aici? Dacă descoperă undeva voci care sunt de schimb liniștit și aveam pe undeva pe aici, dar n-am reținut acum câteva timp, să o sper să dau peste ea, peste familia respectivă, atunci aș vine cu o bocă aici. Dacă nu vin, voi veni cu o familie, cu un nucleu peste ea și îi voi da drumul la treabă. Am șansa că introducerea o fac prin spate, pe aici, adică nu viu cu nucleul chiar peste albina de în față, că există riscul să-mi omoare. Însă voi veni prin spate, pot jongla cu mirosul, deci am o tehnologie foarte sigură de introdus matca, cu tot cu nucleul. Și aici cam la fel. Iată, da, sigur, cam la fel. Majoritatea sunt de trântori. Iată, au început să ecluzioneze. Câte trântorim aici, foarte mult. Noi s-o stricăm pe asta, dar acum căutăm matca. Ea încearcă să tragă voci. Uite, vezi, hai. Deci, de pe ouăle acestea, încearcă să facă botcă. Asta e o botcă. O celulă mai lunguiață, da? Mai mare, de care se asumă mătcuță. Dar nu. Nu are cum să iasă mătcuță, pentru că ea o crește ce o crește și mă alungește, că îți dă seama că e mascul, s-ar putea să fie un accident, să fi fost aici un nou fecundat, că am văzut că mai se întâmpla ca pe aici pe acolo să mai apară și câte ori. Și acolo, dacă s-a întâmplat chestia asta, s-ar putea să fie să iasă o mătcuță. Așa că vom vedea. Dar până una alta, ar trebui să văd dacă mai sunt ouă proaspete, dacă matca mai există, și să o vezi și cum arată o matcă epuizată. Vezi? Iată cum ea își dă seama că e mascul și uite cum înalță celula, vezi? Da, da. Da? Larva încă nu a atins a noua zi. În a noua zi o va acoperi. Dacă ești mult mai rapid decât albinuța, uite și din coace și atunci îți duce mai sus ca nivel. Asta se întâmplă. Da. Să mergem, să continuăm să căutăm mătcuța. Deocamdată n-am văzut-o pe aici. Albina, știi, nu e încântată să crească atâția mascul, nu atâția i-ar trebui, dar ce n-are ce face. Să o apucă, vede că larva crește la început și pe parcurs descoperă că e o viteză mult mai mare și că e mascul și atunci iată că e nevoită să înalțe celula. Asta de aici. Mergem mai departe, trebuie ridicată. Rama asta n-are rost, n-are cine să o ouă. Deci o dăm deoparte. Mergem și vedem următoarea ramă. Ar trebui să dau de mătcuță. Mai și mai vedeam câte o celulă tot așa din întâmplare mai micuță. Adică de albinuță, dar sunt cazuri rare. Ea este clar epuizată. Deci practic când am preponderent mascul, înseamnă că matca este epuizată și trebuie înlocuită. Da. Da. Deci nu se poate. Deci ar trebui să fie... Tu ai văzut rame în care avem puiet numai de albine? Da, nu? Clar, clar. Și mai ales pe celula. Pe celula de albine, când vezi că se înalță, prima dată când ai văzut așa, este gata. Că zisem că matca se epuizează. Uh-huh. Da? Deci primele celule care le vezi de pe celula de albine, și a fost nevoie să ne înalțe, fi semnal că matca aceea trebuie înlocuită. Bun. Da? Deci așa trebuie. Ca să dau eu mașina mai față.
acolo un pic de zumzet, se scoate albina tânără la zbor. Da? Așa se întâmplă. Când știi, când ajunge la 20-a zi, zicea, ieși și voi. E, nu sunt așa încântat, e necunoscutul care se află în fața lor, iese și zboară cu fața la stup, ca să ia toate reperele încât să se poată întoarce, da? Așa, vei vedea tot timpul cum dansează albina în fața stupului propriu. Plângem o parte din rame, că n-are loc să le întrăștem acolo. Nu poate, dacă nu, este unul care sper să-l menținem în activitate. Practic căutăm matca și o mutăm în buzunărel. Deci căutăm matca. Deci ideea este să facem acea mișcare în care vreau să o înlătur, pur și simplu, omor. Să ne înțelegem că n-ar niciun rost să o mai păstrez. Pentru că ea încă spune nădejde în ea, iar dacă nu o găsesc, stă pe undeva pitită, lucru care ar trebui să nu se întâmple, să pot găsi în final, atunci întreg cuibul pun în spate, știi, și aduc aici un alt nucleu. De parcă aș muta, desfac. Știi că nu am rămas undeva, am zis eu că se desfac, și numai bine desfac. Da, mă gândeam totuși că mutăm matca în buzunărel, astfel încât restul albinei să mai poată simți mirosul măcii, dar să nu o vadă. În felul ăsta, cumva, nu o văd, dar o simt în preajmă și hai să depun larva pentru matcă. Să fiu de acord cu cealaltă care vine, vrei să spui tu, nu? Da, ca să facă trecerea de la o matcă la alta mai ușor. Și să nu o las orfanizată. Am înțeles. Păi facem așa. Uite, o punem cu totul, punem totul ca să nu mai pierdem timp, nu? Că beneficiem de facilitatea biostupului. Deci o punem cu tot cu nucleu. În buzunărel. Da, în buzunărel. Albina care ei iese și se duce partea cealaltă, da? Și atunci putem să venim cu nucleul peste ăsta fără nicio emoție. Ne mai uităm o dată, dar așa, ca fapt divers. Numai aș vrea să o găsesc să pot arăta și vizitatorilor noștri să vadă cum arată o matcă epuizată. Da? Deci produsul ei acum este cel care ne-a atenționat. Aș fi vrut să o vadă concret cum arată, dar din păcate nu. Ia să le arătăm așa, poate o văd ei. Spune, uite, am pățit așa, eram la televiziune, că eu fac pe un prof online TV, fac lecții în direct. Și la un moment dat nu s-a mai avut sonorul. Și mă sună cineva și zice, domn profesor, stăm cu echipe noastră, dar nu mai aveți sonor. Deci, așa și acum, dacă cineva o vede, sigur nu poate să... Pune mâna repede pe telefon. Da. Dar numai că nu, în timp real nu se poate asta, că nu urmează să fie încărcat. Deci nu e posibil. Dar când îți transmisiuni direct, așa cum fac cu la matematică, fiindcă am softul necesar, am tot ce trebuie acolo, am calculator acela care e în stare capabil și cu softul să preia lecția în direct, deci imagine în direct. Spuneam, în condițiile astea totul e perfect. Deci, nu stăm pe gânduri, ramele acestea care sunt aici, fără niciun rost, scăpăm de ele. Am spus că le ducem fără să mai pierdem mult timp, în spate, în buzunărel. Albina se întoarce. Albina, cea care știe să ducă la câmp, să vă aduce pe partea aialaltă, cea care stă aici de veche și nu a ieșit deloc, va rămâne în continuare, va fi puțină. Masculii rămân, sunt cei care vor ecluziona. Ai văzut-o, nu este pe acolo. Hai să o vedem. Din profesor, nu-i pe aici? Unde-i? Ia să vedem. Care, pe care vezi tu? Ai văzut ceva? Eu n-am văzut. Aici e albinuță. Numai albinuții sunt aici, cu trântori.
masculin. S-a părut a fi mai lungă decât... Da? Și intrat într-o celulă. El nu intră niciodată decât cu fundul să mai depună vreun ou. Uh-huh. Da? Nu intră cu capul în celulă niciodată. Precum nu trebuie să vedem vreodată albina cu fundul în celulă. Când am văzut, când descoperit și am văzut vreodată o albinuță care intră cu fundul în celulă, intră numai cu capul la lucru. Dacă intră cu fundul, este sensul besmeticit și începe să o albina. Deci n-au matcă și atunci zice, ia să mă apuc eu să fac cu câteva deștepte, vin și o hrănesc și să apuc ea să depun ouă, dar nu depune câte unul, pune 3-4 ouă la un loc acolo, în area tehnică necesară și atunci o putem descoperi. Era un sistem prin care totuși se poate colora matca pe spate, nu? Sigur, se marchează, da? Uite, acum dacă tu spui așa, dacă era marcat-o, puteam găsi mult. Exact. Aici mi-a tras atenția, da, de acord. Foarte mulți fac asta, însă eu, fiindcă sunt multe lucrări și, mă rog, n-am mai ajuns așa să le fac la timp, problema marcajului am omis-o. Deci și atunci trebuie să spun un lucru, trebuie să fiu cinstit. Timpul pe care îl pierd după aceea când cauți o matcă, trebuie să cauți o matcă, este mult mai mare decât l-ai pierde cu marcajul măcii respective. Deci merită să fii marcat. Și majoritatea tuturor fac așa lucru. Poate vine și timpul să gândesc să am mai puțin și să pot să fac toate lucrările. Da, eu știu când va fi timpul ăsta. Aici am spus noi că avem o posibilitate. Găsim un loc mai bine de vorba. Și încercăm să luăm din față, cum am spus de fiecare dată, luăm pe cel mai bine dezvoltat. Ne dăm seama după... O cantitate de albine, nu? Da, cantitatea de albine și rânitorul îi spune dacă e crescut, îi semn că merită. Da, iată că e crescut aici. Asta, pe asta a luat. A crescut bine acolo. Da. Și a crescut și albinuțe, vezi? Da. Deci, matca a ajuns până pe margine și a crescut și aici. Deci aici avem niște... Da? Și aici sunt masculi. Albinuții, aici pentru trântor. Așa. Da? Deci, bătute frumos, exact, uniform. Exact. Dar și pe partea și pe alta am mai discutat noi chestia asta ieri, da? Da. A, așa. Atunci începe. Păi luăm complet. Deci, practic, nu pierdem timpul cu căutatul mărcii, pentru că oricum o mutăm și pe ea. Așa. Dacă luăm toate ramele, nu riscăm. Foarte mult puiet aici. Da. Până în margine, deci prima ramă. Așa pun așa. Acolo la margine. Ia încep. Este aici, o matcă frumoasă, hai să le arătăm. Ai văzut-o? Da. Așa. Deci lucrează. Nu-i place la lumină, deloc nu-i place. Pur și simplu e stresată de chestia asta. Și acum caută să se ascundă. Să nu o mai... Ea simte un pericol, practic, și trebuie... Da. Adevărat că am viat. Acum, cât spuneam frumoasă, iată, cu
lucrarea ei. Da? Și pe partea și pe alta, să vedeți, puiet uniform. Aici a avut și un pic de păsturi și a trebuit să bage prin goluri. Da. Și aici ne putem da seama că matca e foarte ok, pentru că le pune și în fiecare hexagon, nu pășește. Hexagon nu pășește, da, nu da, sare da, practic. Da, da, da. Cea care e bătrână, uite de ce a intrat, nu? Și mai avem goluri. Exact, avem o matcă tânără. Sigur. Pe matcă de anul trecut. Citesem undeva că durata de viață a unei măci de 8 ani, dar ea trebuie schimbată la 2 ani. Da, da, pentru, pentru că obosește, nu? Nu, folosită intens în producție, nu? Ajunge să se epuizeze foarte repede. Adică întâi de primăvară îi se dau rame, ouă, este stimulată și atunci apicultorul trage de ea foarte tare. Sigur, dacă a fost și o marcă obținută pe cale artificială, ai să zic, adică transvazată, chinuită, făcută, nu știu ce, nu știu cum, acelea nu au atâta forță cum ar fi fost cea naturală. Da? Deci roirea naturală rămâne pentru că se face selecția acolo. Mă, ceea ce sunt de foarte nu-s de calitate. Prolifice, adică au ca frământare dezvoltarea și roitul. Da? Dezvoltarea și roitul. Sigur că apicultorul nu e încântat deloc să aibă așa în stupina lui. Aici este mult trebuie dat jos și de pe margine covorelul, da, da, da. Nu? Da, că aici a fost un pic de spațiu și a crescut acolo. Știi, un pic celula, rama a fost curbată și acolo imediat a fost mai mult de un centimetru și gata, da, și construit. Așa. Și iată că l-am transportat. Acum punem diafragma. Punem diafragma aproape. Hrănitorul. Hrănitorul acela care l-am adus la el, nu? Ăsta care avea puiet, că cred că trebuie să o punem în interior, știi de ce? Pentru că avem aici și albinuță. Așa. Uite așa. Dacă nu avea puiet pe rama oarbă... Îl țineam în exterior, da? Da, da, da. Așa că nopțile încă mai sunt reci. Și n-am vrea să avem surprize neplăcute, adică să facă efort albina pentru încălzire. De aceea, hai să-l terminăm pe ăsta întâi. Până ne întoarce la acel altul și lucrăm, mai avem aici. Mai adăugăm rame, acolo vedem ce mai facem. Nu știu, n-am pus eu. Aici, totuși, în acest lucru, nu ar trebui să mai introducem o ramă goală? Tu spui asta în ideea că albina de aici se va duce dincolo și... Da, și în ideea în care acolo este deja foarte mult puiet și când și o să recluzionează, nu o să mai aibă loc. Tu ai dreptate aici. Deci, vezi, ai venit numai de o zi și... E prins o parte din lucrurile importante, adică dacă tot am umblat la ea și are și albină proprie, care mai nu-i mult, dar câtă este, o ramă ar înghiți, nu? Asta așa, așa zic, așa da. Zic. Ai dreptate, așa îi facem. Plus albina de pe slatul, deci fac asta acum. O să mă mai uit odată, că aș vrea amele astea, aș vrea să le desfințez. Aș vrea să omor matca aceea. Pentru că ea păstrează feromonii și transmite un mesaj, iar albina de aici rămâne, mă rog, frământată de propria ei matcă. Chit când noi facem niciun serviciu, dacă o scuturăm, știi de ce? Aș vrea să tai masculii ăștia. Asta e problema mea. Deci vreau să-i tai
ca să nu o lasă ecluzioneze atâția. Și așa sunt foarte mulți. Nu se justifică atâția masculi. Și facem așa. Noi putem scutura aici în partea asta. Dar haideți să o vedem. Poate o văd. Că dacă am văzut-o, o vedem și o și umorâm, înseamnă că suntem siguri că nu mai e. Nu mai are nimic de comentat, nu mai poate să influențeze albina de aici și albina se va duce ușor în partea aceea. În partea din față. Unde sunteți, mă? Unde ești tu, fetiță? Hai să lăsăm jos ca să nu mai e. Vedem, poate, poate vedem, dacă nu. Scuturăm și asta e. Trebuie să nu mă moare marca de bază, că atunci chiar mi-ar părea rău. Cel mai corect este să bagă aici, ca să măresc coeficientul de siguranță, în condiții în care nu găsesc scuturi, am să pun pe grilă diafragma cu patru ochiuri, las Hahnemannul și atunci sunt 100%, că matca nu trece. Eu la asta mă gândeam, da? De prima dată când am spus. Sigur că da, asta face. Asta face, ca să nu o riscăm. Faptul că nu o vedem, nu are rost să vinem cu arta. Și mai ales că avem biostucul. Păi de ce avem biostucul? Iată, la astfel de lucrări, nu rici deloc. Albina va trece. Matca nu. Rămâne izolată. Sigur că da. Și toată povestea este rezolvată. Trântorii nu. Deci trântorii nu trec prin ochiul acela. Așa că e o treabă de nota 10. Și nu am văzut-o și nu mai pierd timpul. Timpul costă bani, nu? Mai ales tu ca unul care lucrezi la bancă, știi bine. Ia să vedem. Poate și voi diafragma. Reacționăm rapid. Așa. Da, s-o fi zis, nu? Să mai corect. Dar să nu prindă altinuța când fixăm grila. Când fixăm diafragma pe grila. Aici o să lăsăm și ochiul lui Dimiros libere tot. Cred că ochiul acela ar trebui să-l închidem. Care? Pe ăsta? Da. De ce? Zici tu? Hai pentru să... Pentru că e rupt... E pic acolo, Hahnemann? Da, da. Nu, uite așa facem. Nu, matca nu... Așa, matca... să nu treacă și în partea cealaltă la fel. La fel. Dar ăsta am luat o sfaturi special, ca să nu uzăm albina, știi? Să vină pe partea asta. Nu caută matca să se ducă pe acolo. Ia să dă cu nasul de ei și e supărată să... Numai albinuța se duce. Așa că, fără nicio emoție, acum... Punem ramele la loc. Am zis că dăm și drumul la Miros.
Da? Uite, aici. Mirosul să fie deschis și totul este perfect. Perfect, perfect. Sigur, putem da numai la una din ele. Hai să facem așa, chiar. Deci numai la... să nu dăm la asta, ci dăm la asta, la asta, lăsăm la pe aici. Almila va circula numai pe aici. Da? Uite așa. Și totul este rezolvat. Dacă marca este pe undeva, ea stă aici, ea e căpoasă și zice, păi nu, a, da, acum facem și lucrarea cealaltă. Adică le scuturăm, dragilor, scuturăm, tăiem și celulele. Așa, facem lucrarea corectă. Și Albina o scuturăm aici. Ca să nu mai iasă atâta rime. Prea mult să mă asculte aiurea și consumul crește. Da. Și acum le facem operația H. Iată. Puțin probabil să fost aceea o botcă. Foarte puțin probabil. Și acum, asta odată făcută, curățată, o punem în față. Că tot spuneai tu, nu credeți că ar trebui așa? Și de acord cu tine, foarte de acord cu tine, așa trebuie. Acum și curăță de aici. În prima etapă e curățirea ramii, nu? Sigur că da. Și îndată, după ce curățe, da. Eu am făcut un lucru aici. Puteam să și-o ajut un pic pe Albină și o să fac asta imediat ca să dăm o parte din lacrimile de jos. Vezi? Chiar mă bucur mult că am avut inițiativa să facem filmul la problema asta, pentru că le arătăm cum anume se poate rezolva o problemă de așa asta cu biostup. Da? Așa, o parte mai cadă acum. Deci așa facem. Și ca să nu trag ele chiar de fiecare la vreo parte. Dacă putem da o parte din ele, o facem. O punem tot aici. Lateral, urmează curățenia, tot. O scoate rapid. Și a treia ramă. Aici nu lăsăm nicio ramă pe care stă Albina. Că în felul ăsta se va duce în față, neavând pe ce să stea, exact, neavând exact niciun interes să mai rămână, se va duce foarte frumos. Singura care va rămâne va fi matca și cu masculii. Masculii... Are oricum matca n-am găsit-o, dar în mod sigur îi undeva pe acolo. Pe acolo, undeva. Iar masculii, cei care mai sunt mai viguroși, ies să caute un alt stup ca să poată să intre să mănânce, iar cei care n-au ieșit niciodată, așa, acum, neavând nimic mâncare, mor. Da? Deci, așa, am făcut lucrarea cât să... Nu băgăm atâția trânturi în partea cealaltă. Da? Scuturat în buzunărel, ne oferă șansa să...
cu ocazia asta am pus și rame, nu? Exact. Totul este perfect. Altina va veni și totul se va rezolva. Știi ce? Mă bucur așa când întâlnesc tineri, așa cum ești tu acum, care nu acceptă să preia așa totul fără să treacă și prin mintea lui ceea ce se întâmplă acolo. Adică încerc să descoperi care este tendința, ce se întâmplă, cam care e problema, punem întrebări, discuții. Aceste lucruri sunt deosebit de interesante. Că poți să fii și elev acela care stă acolo în bancă și spune, băi, nu treci odată ora asta, sau să te... De aici și venit tu aici, puteai să mergi la plajă, nu așa? Puteam să merg la plajă foarte bine. E foarte scump. Nu, zic, puteam să merg la plajă foarte bine. Păi categoric. Este interesant cum ai convins-o pe prietena ta să poți veni. Dar cred că aici și în să știți că ea susține fenomenul ăsta. Da? Seamă că e sora lui Gabi, nu? Vine vorba, deci ăsta e un motiv. Noi am ajuns la o părere. Așa. Că... Dacă vrei să faci ceva în viața asta, trebuie să produci. Exact. Deci numai dacă te lași să faci un lucru de rutină și fără să ai satisfacția în a produce tu ceva concret, nu te simți bine, numai consumi ce-a făcut altcineva, nu faci tot timpul chestia asta. Exact. Dar dacă tu acasă, acolo, la tine, mâine, pornești, ai câteva familii, de albine și faci o treabă de așa asta, păi ai o satisfacție extraordinară. După serviciu, te refaci extraordinar de bine. Știi? Pentru că vezi concret că produci ceva, se întâmplă ceva. Albinuța asta ai descoperit cam care este nevoia ei, cum, ce anume dorește familia respectivă. Și tu intervii exact cum îți spuneai mai devreme. Îi pun o ramă, că simt că ceri chestia asta. La alta nu-i pun, pentru că n-a ajuns la densitatea aceea. Deci toate aceste lucruri fac ca tu să ai o atenție foarte puternică asupra activității respective. Mai are sens să lăsăm aici rănitori? Sau doar formal? Mâine, când o dăm jos, albina toată s-a aduce și putem hrăni pe aici, în spate. Este mult mai bine să hrănim prin spate. Da, clar. Numai că trebuie să luăm hrănitorul din față. Îl luăm și după cealaltă. Da, dar rămâne ăsta de aici. Și pe urmă, când el se împornește și îți dă drumul, ai văzut că începe să construiască făgurelul aici și aici trebuie să stea, după grilă, hrănitorul. Da? De ce după grilă? Pentru că aici matca ajunge, când începe să facă făgurelul, să facă toată povestea aceea. Bunare, cât de repede făgurelul de acolo îl vom duce aici. Okay. Da? Asta va. Asta va trebui să facem. Dar mai lăsăm, să spunem, mâine facem chestia asta. Da. Dăm și grila jos, facem toată povestea. Vedem și matca pe care am pus-o acolo, cum s-a adaptat. Exact. Da? Ca să fie filmul cu legătură. Și să putem spune, iată, așa, sper să nu pățim vreo necaz. Apropo de, prin varianta asta, deci matca poate fi acceptată pe loc, fără nicio emoție. Dar nu-ți povestesc, dacă ar fi fost cele două măci, la un moment dat, ai și matca de rezervă aici, mai târziu o să fie așa la fiecare stup, și asta din față ți se întâmplă să constați că s-a epuizat, nu-ți mai place cum lucrează, și o ai pe asta tânără. Datorită variantei de uniformizare a mirosului, se schimbă căluții, calul trăgător trece în față, asta și asta în spate, pe loc. Se face mișcare. Că albina nici nu mai simte... Absolut. Deci trebuie să se mai acomodeze cu noua matcă. Noua matcă, da. Tot trece direct la treabă. Da, îi se pare că e același lucru, numai că e băgat o, cum să spun, o forță în plus. Matca asta este altceva. Deci, asta îl spuneam, mă rog. În mănicile astea, lucrurile meu foarte bine.
la apicultor pe stupul tradițional, în momentul de față ar fi avut mare bătaie de cap. Asta și alte situații. Dar biostupul ne oferă șanse foarte mari la lucru. Eu vă spun că eu unde am fost și am văzut stupi tradiționali. Așa. Am avut ghinionul să văd numai stupi neîngrijiți, sparți. Aha. Asta te-a făcut să te întrebi. Parcă n-ai satisfacția așa unui lucru de calitate. Se plac ochiului. Da. Știi, pe birou poți să găsești la câte unul, hai să-mi imaginez coleg de-al tău, toate hârtiile puse acolo, porcan, fără nicio ordine, fără nimic. Dar la altul le are perfect așezate tot. E altceva. Și nu pierde foarte mult timp când caută ceva. Deci el are răspunsul... Considerând că am toate lucrurile aranjate după bunul meu plac, înseamnă că pot să mă descurc foarte repede cu ele, nu? Corect. Ei? Dacă ușor, Gabi te va virusa, vezi ce treabă. El este îndrăgostit, efectiv îndrăgostit. Pur și simplu, când mi-a spus că au văzut filmele mele de nu știu câte ori și că așa, chiar am rămas impresionat, plăcut impresionat. El este virusat, astăzi cam demoralizat. Da, astăzi eu spuneam, lasă-mă Gabi că treci, da, asta e situația. Dar parcă aș vrea să mă vadă un medic. Hai că te duc. Și pentru că el avea așa dorința asta, am și plecat. Aici a fost mutat un nucleu. Și acum îl vizităm să vedem, ea e cozinat. Albina care a trebuit să plece a plecat. Și el ușor își face albina proprie. Da, ecuzionează și își face albina proprie, deci, gata, pornește. Nu insistăm prea mult, că asta e pierdere de timp. Știi care este secretul cel mare? La o familie s-au deschis numai dacă ai urgent nevoie să lucrezi ceva. Ți-ai propus, faci ceva, citești pe deasupra pe forii, vreau să-l extind, vreau să nu știu ce. Dar dacă nu, nu are rost să facem, să spunem așa, vizită de dragul vizitei. Și timp pierdem și albina nu se simte deloc confortabil. Da. De aceea, evităm să facem lucrări inutile. Asta e. Cât timp mai e acolo, cât filmulețul am încărcat acum din fugă dimineață, mai avea doar vreo... dar știi bine ce am propus. Am zis că ne ducem în spate la cel pe care l-am mușat de stinde. Mihai. Da. Așa, asta trebuie să faci. Uite, acum facem acest lucru. Ca să încheie din șpul ăsta. Așa. Aici am făcut o lucrare care, mă rog, o gândeam la momentul acela, era undeva spart folia și am zis că mai rămân cu ăsta, dar fiindcă l-am găsit pe la băieț medic, am decis să mă întorc. Fii doar ceasul 2? Nu știu. Uite, că am eu ocazia să mănânc. Da, Andreea? Da, facem. Da. Bine. La revedere. Întreabă dacă facem ore de matematică. Și o încăpățânarea mea să duc aceste două proiecte. Destul de mari, foarte mari chiar. Locul fără un efort maxim, ci chiar cu un efort maxim. Termin activitatea la undeva la 10:30. Am și necazul ăsta că soția cum a fost.
sănătate și... O dramă, așa că stat un an și patru luni în state și vin în România să te lovească mașina pe trecere pietonă. Bine ai revenit în România. Da, da, da. Să lovească în România trece pietonă. Păi și ce sunt? Atât de alarmat, atât de stresat sunt, pentru că s-a vrut neapărat să nu fie internat. Deci, așa lucrează doctorii ăștia cu poliție, cu... Cine o fi tipul ăsta? Ce relație o fi având? Că problema s-a pus... Deci, lovită pe pieton, el circulă. N-are treabă. După ce o să oprim filmarea, am să vă povestesc eu niște chestii. Da? Așa. Da, începem. Uite, Gabriela. Da, Gabi. Da, eu am ajuns la stupină, Gabi. Da, ți-a zis să iei ceva de acolo? Să iei mânuși, gata, treci la mânuși. Păi, Gabi, întreabă și tu pe, de la spital de acolo, mergi spre centru, deci undeva spre Decebal, și dacă, după ce ajungi la Decebal, traversez, este un pasaj așa pe acolo, se traversează și ajungi la Apicola. Mai întrebi cineva în magazin Apicola. Da? Bine. Te descurci, băi, că ești băia mare. Bine, Gabi, salut. Gata, e hotărât. Pleci la mânuș. Ieri au avut emoțiile cele mari când o pusem mâna pe ramă și o păi ramă așa și albinuța l-a mângâiat, dar seară sau mai târziu l-a luat destul de țepătă, vreo 4 spune acolo la mână. Da, da, da. Eu am spus totuși că poate l-a înțepat o viespi. He, nu, nu, nu. Albin l-a înțepat, prea. Nu atâtea multe sunt. Albinuțile pe acolo. Au fost albinuții cu fără discuții. Uite așa. Putem pasta aici. Punem o ramă acolo. Și așa îl închidem și poate. Nicola primește albine. O să-i mai punem o ramă plus asta? Carlos, Mihai? Sigur. Deci el vine, vine albina din partea cealaltă. Dar nu prea mult, deci două rame e suficient pentru că nu are o densitate așa mare și trebuie să ținem cont de asta. Deci, uite, așa facem. Și un arba în mijloc, cu o ramă bună de ouat, nu? Cum o vedem. O mai cuzenat de pe ea. Cred că odată. Da, odată, exact. Și iată că așa rezolvăm și problema de aici. Hai să-i dau două. Hai să-i pun două. Mai aduc încă una. Adică ce au fost de margine și era și chiar cu miere, dacă se dă drum la albin la matcă sau ouă, venim cu încă ouă. Așa. Picior și lovituri suficient de multe să nu cumva să aibă zile de spitalizat. Corect. Deci asta a fost bătălia. Și
A treia oară a ajuns la medic și datorită insistențelor mele de acolo. Domnul doctor, știți ce? Spuneți că nu, domnule, și-am plecat. Acum am plecat, gata. Că se poate rezolva și se termină bateria. Nu așa? Nu, 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 telefonul meu. Ai telefonul tău? Pentru Gabi. Mai închidem stupul ăsta și încheiem și filmarea. Da. Cât mai este timp acolo la filmare? O oră și un pic. Asta. În care deja. Am zis cu scândurile, cât timp perd ca să le pui una lângă alta, mai lovește albina, mai... Așa aici, tot cum merge rapid. Și și aici cred că nu a mers exact conform planului de la bun început. Da. Am gândit totuși că atât timp cât am hrănitorul aici, da, bucățica asta era strict pentru hrănitor, ca să exact nu mai deranjăm albina. Da, de acord. Dar nu prea merge conform planului, nu? Știi de ce? Nu, merge perfect. În condițiile în care hrănesc trei, da, atenție, deci când am hrănesc pe toți trei, pun aici diafragma aceea cu două ochiuri, da, împing ramele toate în partea asta, hrănitorul vine aici, prinde pe marginea asta, prinde cu pioneze, chiar pe diafragma aceea. Știi că există diafragma cu trei ochiuri, da? Da. Și atunci eu numai cât deschid aici și le pun, hrănesc, mai ales toamna când vreau să hrănesc pe cei toți trei, da? Atunci numai cât o ridic pe asta și... Da. Deci nu deranjează nicio familie, nimic. Deci merge. Am ea ies, are rostul ei. Deocamdată o păstrăm aici să nu o pierdem, știi? Cum ar fi mai departe? Unde suntem? Aici. Haideți să încheiem și filmarea. Hai să încheiem și filmarea. La revedere, dragilor, pe mâine! O zi bună! Să vedem că, să sperăm că și Gabi se mai reface și atunci va fi un film cu toți trei. Arrivederci.